Uite, de exemplu, Amalia, tu ce piesă ai vrea să asculti? Așa, ce-ți vine din piesele vechi? Ce simți că ai vrea să... Ce? Din piesele vechi? Da. Mai lentă. O lentă, ia zi. Wonderful Tonight. Perfect, intră pe Facebook și spune lumii. Pe Facebook am pus fotografii de sâmbătă seara, cel mai mare eveniment la care am participat vreodată în România. Așa arăta de la noi de pe scenă. Avem fotografii făcute chiar din umărul nostru. Foarte, foarte multă lume. Foarte multă lume și pe scenă, peste 120 de artiști. Am avut orchestră întreagă, am avut big band, am avut cor a cappella, am avut o grămadă de lucruri. Vreau să le mulțumesc celor care au fost, celor care au aplaudat, celor care ne-au suportat și așteptat, dar mai ales celor care au filmat și au pus imagini pe internet. Uite și implictisibilii, Răzvane! Uite, din spatele nostru, fotograful a făcut această fotografie. Am început îmbrăcați de epocă și am terminat îmbrăcați de viitor, astfel încât să trecem prin toate perioadele și sezoanele. Așa arăta Casa Poporului la un moment dat, după cum vedeți, drapelele arborate, stema, totului tot. Focul de artificii, după mine, cel mai mare de până acum și foarte aproape de public, fără să fie și periculos, absolut senzațional. Chiar a meritat faptul că, la un moment dat, implictisibilii i-au rugat pe cei din față să se întoarcă cu spatele la noi la scenă și cu fața spre Casa Poporului. Am avut și momente cu DJ-ală. Așa arată Casa Poporului redesenată, practic. Deci nu e doar lumină pusă. Toate conturile sunt refăcute de oamenii cu eye mapping-ul. După care a început, desigur, nebunia și v-ați prins și voi că lucrurile s-au complicat. Tot felul de lucruri proiectate pe... Palatul Parlamentului. Uite, asta zici că este o fotografie trucată. Ei bine, nu, pentru cei care nu au fost, să știți că chiar așa arăta. Și pentru a vă convinge de adevăratele, am pregătit și un filmuleț. Practic vreau să le mulțumesc celor care au pus treaba asta pe internet. Mii de oameni au filmat cu telefonul mobil sau cu altceva reprezentația de eye mapping. Uite, așa a arătat o bucățică din show-ul de eye mapping. Dacă nu mă înșel... primul moment. Ia câte. Sper să nu înjure nimeni. Știți că o să mai intrăm la concerte. Asta e. Da, opriți sunetul că s-ar putea să fie ciudat. Românii știți că au obiceiul să se mire într-un mod mai ciudat. Oasă-mi! Dar a fost o mirare reală și... sinceră. Da, spectaculos, la mulți ani București, 555 de ani, implictisibilii. Îi mulțumesc Liane Obancea, săraca de ea, care are și ea o viață, nu în sâmbătă, seara când noi suntem pe scenă, da? Să ai viață în altă parte. Mulțumim, Liana. Mergem la horoscop foarte repede. După vă spunem cum vă trimitem la Londra să vedeți în avantpremieră mondială noul film Dracula. În felul ăsta, noi vă trimitem lângă Luke Evans să pășiți pe covor roșu, să-l bateți pe umăr și să-i spuneți că ne cunoaștem. Vă trimitem la Roma pe întâi. La Roma, am zis. Doamne ajută, poate merge la Roma, la Londra. După 3, filmul va putea fi văzut și în România, este adus de Roy Mal și împreună încercăm să promovăm această poveste nespusă. Amalia? Bună dimineața din nou! Să revedem ce ne spun astăzi astrele. Berbec, astăzi vrei să te faci util celor din jur. Fii atent să nu se profite de tine. Spre sfârșitul zilei reușești să aplici latura practică. Este o zi potrivită pentru a acorda atenție corpului tău. Taur, oricât ai încerca să intri în grațiile persoanei iubite, nu este indicat să treci peste...